Justiția este sub asalt politic. Afirmația aia aparține prin procurorului parchetului Tribunalului Brașov, Claudiu Sandu, și a fost făcută chiar de Ziua Europeană a Justiției Civile și în plin scandal legat de demiterea procurorului general al României, Augustin Lazăr. În acest context, șeful parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov afirmă că atât timp cât nu se iau măsuri neconstituționale împotriva procurorilor, aceștia își vor face meseria ca la carte, deși atacul politic este demoralizator. Magistrații sunt europeni. Justiția, din păcate, este sub un asalt politic. Justiția înseamnă o independență reală a tuturor organelor care participă la actul de justiție și mă gândesc aici numai la judecători, mă gândesc și la procurori. Acolo statut este foarte mult pus în discuție acum și mă gândesc inclusiv la lucrători de poliție ca judiciar care sunt sub ordinea ministrului de interne. O chestiune din punctul meu de vedere anormală. Vom rezista, vom aplica legea. Sper eu o lege care să rămână în beneficiul cetățeanului cinstit. Și procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna au avut astăzi un punct de vedere tranșant în ceea ce privește decizia ministrului Justiției Tudorel Toader. În cazul procurorului general Augustin Lazăr, atât timp cât un procuror șef poate fi revocat, cităm, la aprecierea discreționară a unui om politic, fie el și ministru al Justiției, nu mai poate fi vorba despre vreo independență. Clipe de coșmar în centrul civic pentru un bărbat din Brașov. Cu câteva minute înaintea orei 21, omul se afla în gangul situat între strada Iuliu Maniu și bulevardul 15 noiembrie. Bărbatul a fost urmărit de doi minori, ambii de 17 ani, lovit și jefuit. Unul dintre inculpații a pus păgubitului mâna pe gură, omul s-a dezechilibrat, a căzut, iar suspecții au luat geanta cu bani, actele și cardurile, dar și telefonul mobil. După comiterea faptei, cei doi minori au dispărut. Polițiștii au început acțiunile de căutare. Inculpații au fost prinși, reținuți și propuși pentru arestare de procurorii parchetului judecătoriei Brașov. S-au emis mandate pentru 20 de zile sub acuzația de tâlhărie, dar decizia nu este definitivă. Educație sexuală într-o grădiniță din Brașov. Aceasta este afirmația nefericită care a stârnit controverse, în special în mediul online. De câteva zile, mai mulți părinți sunt revoltați și se gândesc cu teamă la faptul că micuților, cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani, ar putea lua parte la cursuri de educație sexuală. Totul s-a întâmplat la grădinița Bobocei din Brașov, iar inițiativa îi aparține organizației Salvați Copiii. Situația a fost lămurită însă de factorii responsabili. Erau lucruri oricum destul de bune referitoare la protejarea intimității copiilor, faptul că nu trebuie să se lase atinși de străini, nu ne dezbrăcăm în public. Dar având în vedere faptul că este un subiect sensibil, am decis să nu acceptăm, deci în grădinița noastră nu s-a desfășurat și nici nu se va desfășura vreun curs de educație sexuală. Este vorba despre igienă personală, discutăm despre intimitate, prevenirea abuzurilor, deci este educație sexuală în sensul acela pe care îl cred părinții. Nici nu este obligatoriu. Tocmai acesta era scopul acordului, dacă părinții doresc să-și dădeau acordul și scrie în acord. Acord sau dezacord? Brașovenii spun că nu ar fi niciodată de acord cu predarea educației sexuale în grădinițe. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta? Fetițele au 4 ani, 3 ani, 2 ani, ce se poate discuta despre ele, despre sex? Pentru că sunt mici, nu se poate preda așa ceva. Cu igiena, da, îți de acord cu treaba cu igiena. Cum vi s-ar părea? La grădiniță, niciun caz, niciun caz, mult prea devreme. Proiectul intitulat Alegeri sănătoase al organizației Salvați Copiii include sesiuni informative pentru prevenirea violenței, dezvoltarea abilităților emoționale, prevenirea consumului de substanțe toxice, nutriție, dar și exerciții fizice. Ziua Europeană a Justiției Civile a fost marcată și la Brașov. Studenții de la Facultatea de Drept au avut posibilitatea să interacționeze cu procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov. Îi s-a explicat cum funcționează instituția, le-au fost prezentate încăperile unde se fac audieri și ce presupune meseria de procuror. Codul prevede și în această situație obligația noastră de a lua o declarație și atunci de cele mai multe ori am creat aici acest spațiu, apelăm la ajutorul unui psiholog. Eu cred că cea mai mare parte a judecătorilor și procurorilor sunt europeni.
gândesc ca niște magistrați independenți, însă justiția nu reprezintă doar poziția psihică a magistraților, justiția înseamnă mai mult. Justiția înseamnă o independență reală a tuturor organelor care participă la actul de justiție. Magistratura este un serviciu public, că procurorii sunt magistrați, că au un statut constituțional și că sunt independenți. Că e o meserie grea și plină de riscuri, dar bine remunerată. Procurorii își fac treaba în fiecare zi. Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov are 18 procurori. În sediul de pe Bulevardul Gării își desfășoară activitatea și parchetul de pe lângă Tribunalul pentru Minori și Familie, dar și cel al judecătoriei. Veste bună pentru oamenii de afaceri din Brașov. Specialiștii Camerei de Comerț și Industrie le pun la dispoziție un curs pentru vânzarea afacerilor. Denumit Business Broker, cursul este organizat pentru antreprenorii care doresc să se specializeze în vânzarea afacerilor timp de 4 zile în perioada 6-9 noiembrie. La final, cursanții vor primi diplome. În județul Brașov avem peste 23.000 de firme și cu siguranță există foarte multe persoane interesate în a-și vinde afacerea. Cursul acesta nu este unul gratuit, însă membrii noștri beneficiază de avantaje de discounturi importante, prețurile însă sunt modice, fiind vorba și de primul curs organizat pe această temă. Înscrierile la curs, care va fi unul interactiv cu exemple practice, se pot face la sediul Camerei de Comerț și Industrie din Brașov până pe 5 noiembrie. Adrenalină și nervi vărsați pe obiecte la Smash Room. Aici clienții au posibilitatea să distrugă de la televizoare până la tastaturi și sticle. Toate acestea pentru a scăpa de stres. Am descoperit pe social media alte localuri de genul din America și din Europa și ne-a plăcut ideea. Am zis, why not? De ce să ne aducem în Brașov o activitate nouă, o experiență unică, aș putea zice, care are și beneficii reale. După ce obiectele au fost zdrobite la propriu, rămășițele se reciclează. Stresul și nervii își pun amprenta pe noi în fiecare zi. Însă, acum ai ocazia să descarci furia într-un cadru organizat. Vino și tu! Prețul unei astfel de experiențe este de 50 de lei de persoană, fără limită de timp. Cei care doresc să-și aducă de acasă obiectele de care nu mai au nevoie, primesc discounturi. Peste 125 de milioane de oameni se confruntă cu această afecțiune. În România, statistica indică 500.000 de persoane. Nici Brașovul nu face excepție atunci când vine vorba despre psoriazis. Potrivit statisticilor, aproape 30% dintre persoanele diagnosticate cu această boală au rude de gradul 1 care suferă de aceeași afecțiune. Psoriazisul este o boală genetică ce se poate transmite pe linie maternă sau paternă și poate fi declanșat de factori exteriori, cum ar fi stresul, oboseala sau boala. De asemenea, consumul de alimente, consumul de tutun sau de alcool pot fi factori declanșatori ai acestei boli. Tratamentele, din păcate, sunt doar de ștergere a leziunilor. De fiecare dată, cu un imunosupresor sau cu un corticoid local, ștergem leziunea și cu substanțe keratolitice și scoaterea tratamentului se face treptat. Pentru noi exista fenomenul de recidivă rapidă. Psoriazisul poate să afecteze de la unghie până la întreg corpul. Cele mai frecvente leziuni apar pe coate și genunchi, dar și la nivelul scalpului. Prieteni, bine v-am găsit la o nouă întâlnire cu rubrica noastră de gramatică de la Brașov TV. O să încercăm și astăzi, ca de fiecare dată, să învățăm cum trebuie să scriem și să vorbim corect în limba română. Astăzi ne-am oprit la prepozițiile între și dintre. Vom vedea în ce context se folosesc corect acestea, însă, în primul rând, haideți să observăm împreună ce ne-au răspuns brașoveni. Distanța dintre Brașov și Făgăraș. Cum crezi că e corect? O variantă e bună, una nu e bună? Între. Deci distanța între Brașov și Făgăraș.
Aceste prepoziții impun două aspecte foarte importante. Primul este cuvântul la plural poziționat după prepoziție, iar aici avem exemplele. Între noi nu poate fi nimic și niciunul dintre cei implicați nu vrea să vorbească. Cel de-al doilea constă în faptul că, după aceste prepoziții, vom avea întotdeauna două cuvinte legate prin și. De exemplu, avem vacanță între 22 și 29 octombrie sau distanța dintre București și Istanbul este de 650 de kilometri. Pentru a nu face nicio confuzie, trebuie să știm foarte clar că prepoziția între exprimă un raport spațial, se referă la locul sau spațiul dintre două sau mai multe persoane sau dintre două sau mai multe locuri și avem și un exemplu. Satul este așezat între două dealuri. De asemenea, tot prepoziția între exprimă un raport temporar, indică intervalul de timp și aici avem un exemplu. Am luat prânzul între orele 13 și 14. Cum funcționa mai bine, cum se pare că ar fi corect? Cred că tot între. Între Brașov și Făgăraș. Cred că distanța dintre Brașov și Făgăraș. Și eu. Prepoziția dintre introduce un atribut care arată locul ocupat de cineva sau de ceva între două sau mai multe obiecte. Iată și un exemplu. Spațiul dintre pat și masă. Dintre reprezintă și detașarea unui obiect din mijlocul unui grup. Iată un exemplu și aici. Dintre sute de elevi. De gramatică a fost realizată cu sprijinul RS Activ, lider în echipamente de construcții.